Biserica nu și-a schimbat poziția vis-a-vis de relațiile între persoane de același sex de 2000 de ani și nu și-o va schimba nici acum. Este răspunsul părintelui Nicolae Florinski de la Biserica Sfântul Gheorghe din Capitală, care susține că astfel de relații sunt contrare moralității și fundamentelor societății. Declarația este un răspuns la decizia CEDO din 17 ianuarie 2023, care obligă statele membre ale Consiliului Europei să recunoască căsătoriile cuplurilor de același sex. Părintele Nicolae Florinski a amintit că interzicerea relațiilor între persoanele de același sex fac parte din sistemul de valori creștine, la fel și interzicerea adulterului. Poziția Cerkvii niciodată nu s-a schimbat. Poziția bisericii nu s-a schimbat niciodată și învățătura bisericii a fost aceeași. În cei 2000 de ani în care a existat creștinismul, nu și-a schimbat niciodată învățătura, mai ales în ceea ce privește căsătoriile între persoane de același sex. Să nu dai pe niciunul din copiii tăi ca să fie adus jertfe lui Moloch și să nu pângărești numele Dumnezeului tău. Eu sunt Domnul. Să nu te culci cu un bărbat cum se culcă cineva cu o femeie. Este o urâciune. Părintele Nicolae numește activitatea multor oameni în problema popularizării și legalizării relațiilor între persoane de același sex ca fiind distructivă, de care suferă în primul rând copiii. Din dorința de a înmulți viciile, se ridică atât împotriva bisericii, cât și împotriva Sfintei Scripturi și nu pur și simplu vorbesc sau se pocăiesc de păcatele lor dacă au, ci cer ca păcatul să fie legalizat, să educe altfel, să introducă asta din copilărie. Deții, iunășii, mălădii lui, ani gătovi în lui sexuali experiment, este păniatnă apăra. Copiii, adolescenții, tinerii sunt pregătiți pentru orice experiment sexual, așa e perioada, și această înlocuire este foarte subtilă, îndepărtează o persoană de o înțelegere adevărată a libertății. Pentru că adevărata libertate nu înseamnă că fac ceea ce vreau, aceasta e permisibilitate, libertatea este atunci când fac ceea ce e corect. Potrivit protoereului Vitalie Șincari, biserica nu se luptă cu o persoană care poate avea preferințe sau înclinații diferite de cele general acceptate, dar biserica este împotriva distrugerii principiilor morale. Biserica nu se luptă cu omul, biserica se luptă cu păcatul, dar nu acceptăm homosexualitatea ca idee, pentru că pentru noi omul este chipul lui Dumnezeu, iar denaturarea chipului lui Dumnezeu este un război împotriva lui Dumnezeu. Amintim că în data de 17 ianuarie anul curent, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat o decizie care obligă toate statele membre ale Consiliului Europei să instituie o formă legală de protecție a cuplurilor formate din persoane de același sex, anume prin adoptarea unei forme juridice de recunoaștere a familiilor formate din persoane de același sex și crearea unui cadru legal care ar proteja traiul în comun al acestor cupluri. Decizia a fost luată în contextul sentinței de încălcare a drepturilor omului dată de CEDO în cazul Fetova și alții contra Rusiei, cei vizați fiind un grup de 6 cetățeni ruși care formează 3 cupluri de același sex.